Bună! Numele meu este Larisa și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt extraordinar de încântată astăzi pentru că facem cookie-uri, prăjiturile cu matcha. Știți, mie îmi place matcha, o integrez în dieta mea în fiecare zi, beau matcha mea, tocmai ce am terminat-o, dar am descoperit această rețetă de cookie-uri, prăjiturile cu matcha, care miros extraordinar de bine, sunt foarte gustoase, sunt cu ingrediente integrale, zic eu, care poți să le pronunți, probabil că ușor de găsit, sper să fie ușor de găsit, cred că sunt ușor de găsit, vă las linkuită, vă las în descriere toate ingredientele și să-i dăm drumul să facem împreună aceste minunății, pentru că sunt tare, tare bune. În prima fază o să vreau să amestec ingredientele uscate și am aici 350 g de făină de ovăz. Dacă nu ai făină de ovăz, poți să iei ovăzul și să îl macini în robotul tău de bucătărie sau în blender până devine foarte fin. Mie îmi place făina de ovăz, o cumpăr pentru că este mult mai fină decât ce aș putea eu să fac acasă. Așa. O să vă las toate ingredientele în descriere. Pe urmă am bicarbonat de sodiu, jumătate de linguriță, praf de copt, o linguriță și puțină sare. Și două lingurițe de făină de tapioca. Știu că făina de tapioca nu este foarte ușor de găsit. Cred că se pot face acești biscuiți și fără ea, însă făina de tapioca oferă... îi face biscuiții puțin mai moi și... Parcă nu se lasă la fel, nu știu, dă o consistență plăcută biscuiților. Nu i-am făcut fără, cred că se pot face și fără. Ok, pentru matcha o să folosesc această matcha culinară de la Matcha Bar, matchabar.ro. Dacă ești interesat să cerci produsele lor, încă am un cod de reducere cu ei. Asta e o matcha specială pentru gătit, este organică și este și este din Japonia. Am un cod de reducere cu ei, orice produs de la ei de pe site poți să îl încerci și ai 12% reducere cu codul LARISA12, LARISA cu litere mici se pare că e, cu toate că la început am crezut că e cu litere mari. Ok, și pentru asta o să vreau să dau prin sită matcha, ca să fiu sigură că nu sunt niciun fel de gogoloașe. Dacă n-ai o sită specială, așa ca și a mea, poți să folosești o sită normală. A mea e mai fancy, așa mai deosebită, dar e ok și cu una normală. Și o să folosesc două lingurițe de matcha pentru toți biscuiții. Dacă sunt biscuiți, nu, sunt prăjiturile mici. Ok, asta e jumătate de linguriță. Pun 4 din astea. Am făcut acest biscuit și chiar sunt super buni. I-au plăcut și lui John la nebunie. Și acum o să dau prin... Era să zic prin răzătoare. Cum cernea bunica făina, așa cern și eu matcha acum. Vezi că sunt goguloasele astea mari aici. Nu mai vrea alea să rămână în prăjiturele și să iei o mușcătură, așa, o bucată de biscuite în sălguș și să-ți rămână o bilă din aia printre dinți. Nu e cel mai plăcut, așa că dau prin sită. Dacă nu-ți place să bei matcha, îți recomand această rețetă pentru că, adică simți gustul de matcha, dar nu este extraordinar de puternic. În felul ăsta introduci matcha în dieta ta. Matcha sunt frunze de ceai verde măcinate. Și nici textura de matcha, pentru că mi-ați zis în comentarii că nu vă place textura de matcha. Puteți să încercați rețeta asta și atunci nu aveți probleme cu textura. Ok. Avem... Ups! Am dat pe jos. Am dat pe jos într-o parte. Avem aici toate... tot ce ne trebuie pentru ingredientele uscate și acum trecem la ingredientele lichide. Și pentru asta am folosit sos de mere. Se găsește un fel de sos de mere la DM și se mai găsește la Topoloveni sau se poate face în casă. Sosul de mere fără nicio problemă. Coci merele și pe urmă le dai prin blender. Așa. Și aici am niște lapte vegetal. Eu folosesc lapte de soia, neîndulcit și
Am pus și siropul de arțar în aceeași cană. Ăla e îndulcitorul meu pentru această rețetă. Așa. Și ultimul ingredient care oferă un gust super bun acestor prăjiturele e esența de migdale. Și o să folosesc două lingurițe. Asta e din nou jumătate de linguriță. 1 și jumătate. 2. În această rețetă, cred că ăsta este ingredientul care face rețeta să fie wow. Nu știu, gustul de migdale cu gustul de matcha chiar e un gust super, super bun, după părerea mea. Ok, astea sunt lichidele și astea sunt cele uscate. Acum o să le incorporez, să vedem. Le pun toate la început, să vedem care este textura. Trebuie să toate. Ok. Sunt foarte încântată să-mi spuneți dacă încercați prăjiturelele astea, biscuiții ăștia sunt... Ah, sincer, mă gândesc să-i dau și lui Johnny, cu toate că până acum nu i-am dat nimic cu matcha, dar fiind o cantitate atât de mică, două lingurițe la atât de multe bucăți, mă gândesc dacă îi dau puțin, nu are nimic. Pe urmă, eu stau trează toată noaptea cu el. Nu, chiar nu are matcha, din punctul meu de vedere, nu are efectul ăla că stai noaptea trează. Ok, și amestec foarte bine aici. Să incorporez. Super tare, e culoarea asta verde frumoasă. Merge numai bine toamna, așa. Și miroase demențial de la esența aia de migdale. E tot ce-ți trebuie. Tot ce-ți trebuie. Frumusețe de aluat. Și dați, s-ar părea că ăsta e puțin cam moale. Cum o să faci prăjiturele din ele? Ați arăt cum facem prăjiturele frumoase. Trebuie să am grijă că mai sunt bule așa cu făină de ovăz. Din punctul meu de vedere, făina de ovăz e una dintre cele mai sănătoase. Pentru că, nu știu, ovăzul e sănătos, e integral, e o făină integrală. Poți să faci și tu acasă dacă nu ai, dacă ai ovăz și dacă nu ai reușit să o cumperi de la magazin. Nu este la fel de scumpă precum făina de migdale. Nu știu, mie chiar îmi place. Să-mi spui dacă îți place și ție făina de ovăz, dacă ai făcut ceva cu făină de ovăz până acum, dacă ai preparat ceva. Ok, cred că avem amestecat aluatul. Următorul pas, punem prăjiturelele pe... tavă. Eu am pus hârtie de cop pentru că nu folosesc ulei și am aici o formă pentru înghețată, care am pus puțină apă și felul ăsta sunt sigură că prăjiturelele au toate aceeași formă sau aceeași mărime. Așa și fac cupe de prăjiturele. Spune-mi dacă n-arată asta satisfăcător, adică culoarea lor și miros super bine de la esența aia de migdale. Și-ți spun, sunt și dulci, nu foarte dulci, oricum orice cu matcha nu e, n-are gust bun dacă e prea dulce. Textura îmi place, sunt moi. În prima zi sunt super moi. Pe urmă, eu le-am ținut într-un... Le-am ținut acoperite și John le-a mâncat cu lapte, de exemplu. Și le-a pus în vărfurie și le-a pus cu lapte. Dacă nu poți să... Poți să le încălzești puțin, dacă le vrei și mai moi. Dar, na, ca și orice cu ovăz, după o perioadă se întărește. Ok, nu știu unde să le mai pun. Sunt mai multe decât mă așteptam. Când am testat rețeta înainte, am făcut și gogoși și prăjiturile, pentru că nu am știut care o să iasă mai bune. Și, sincer, prăjiturile mi-au plăcut mai mult. Ok. Cred că astea sunt. Și le bag acum la cuptor la 175 de grade pentru 10 minute. Nu doar că sunt sănătoase, sunt și super rapide. Acolo merg. 10 minute. Ne vedem mai încolo. Am făcut 17, după cum am spus. Hai să încercăm una. Deci sunt moi,
Focusul pe ea, așa, sunt moi, foarte moi. Asta e interiorul, focusează pe cookie. Acum focusează pe Johnny, uite. Asta e cookie-ul în interior și sunt extraordinar de bune. Tapioca ajută ca textura în interior să fie așa puțin umedă și pufoasă, pentru că dacă ai folosit multă tapioca ar fi mult mai ca o gumă în interior, dar așa nu e foarte uscat, dat fiind faptul că nu am folosit nicio grăsime. Din cauza asta spun că ar trebui să folosești tapioca, cred că ar ieși mult mai uscate fără făina de tapioca, doar cu făina de ovăz, însă sunt extraordinar de bune. Țin să precizez că nu sunt foarte dulci. Dulciurile de inspirație asiatică sau cele cu matcha n-ar trebui să fie foarte dulci. Dacă îți plac dulciurile dulci, atunci aș zice să presar niște zahăr pudră pe ele. Cred că funcționează perfect, de ce nu? Și atunci e și un contrast între alb și verde. Și o să fie demențială, doamne, ce bine miros, că nu mai vine să le miros. Da, cam asta este rețeta mea. Sper să o încerci. Nu uita de codul meu de reducere de la Matcha Bar, Larisa12, pentru 12% reducere dacă vrei să-ți comanzi această matcha pentru gătit. Și ne vedem data viitoare cu un alt video. Te-am pupat, ciao! Ok, îl avem pe Johnny aici de față, care el n-a mâncat niciodată matcha, nu te împinge în mine. Și o să-i dăm să guste Johnny și lui un cookie înainte să... De fapt, deja am închis video-ul, dar... A bigger bite, take it. That's a mouse bite. What do you think? Do you like the matcha cookies? Yes? Do you want another bite? Are they yummy? Yeah. You're having matcha for the first time. Yeah. Ai matcha pentru prima dată. Succes mie dacă noaptea asta stă treaz. Are you gonna sleep tonight? O să dorm la noapte. No. N-o să dormă copilul la noapte. Ok, dacă ți-a plăcut videoul, nu uita să apeși butonul de like, să încerci rețeta mea și să nu uiți să folosești codul de reducere de la matchabar.ro, Larisa12, pentru 12% reducere. Yes, matcha is green, matcha e verde. Ce ai zis? What? Matcha is verde. Verde, bravo, știi copilul! Verde, is verde, es verde. În spaniol, verde. Oh. Matcha cookies are verde. Yeah, cred că e mai mult în spaniolă decât română, dar merge și așa. Ne vedem data viitoare cu un alt video. V-am pupat, ciao! Tell them to subscribe. Don't forget to subscribe! Don't forget to subscribe! Bye!